1, 2, 1, 2. După spate ai cum și dale, dat cu puror, cu mare puror. Mamă, cum a răsta. Bă, nu mai este cineva foarte puternic în orașul ăsta. Nu iar. Și i-am arătat semnul cu muie pe WhatsApp și am zis să ne prindă dacă poate. Ce zici, dar momentan ți-am zis, suntem în mașină. Problema e că suntem 9 oameni și dacă ne prinde trebuie să-i dăm 900.000. Bă, dar tu ne-ai dus la ghierlă, mă, să moară familia mea. Te pup. Ăsta e joc, mă, Copcă. Ăsta ne bagă în groapă. Bă, Copcă, stai mă așa că eu nu am zis că particip, șefule. Copcă, eu te las în parcare la mor. Și dacă nu ne prinde ce loc? Îmi pare rău din la mui, la mui. Nu are mă cum să nu ne prindă vere ce aveți. Din păcate sunteți toți intrați în jocul ăsta, să știți. Păi eu nu vreau mă vere ce ai, auzi, mă pași fără voia mea în joc. Din păcate, odată ce m-ați urcat... Șerbane, trage pentru dreapta pe sară. Eu am mai dat 100 din, ieri, am mai nu, dat. Nu, din păcate, serios, vorbesc, sunteți toți. Rămâneți aproape. Păi stai mă, tu mă pui pe pula mea în joc că vrei tu cu 100 de mii? Cu mașina asta vrei să fugim, mă, Copcă? Ți-am zis să te joci. Mă, Copcă, măcar dacă îmi spuneai ceva, o mașină, ce să-i fac la asta, că nici... Prinde 60 în pantă. E mai dificil să mergem cu ea decât să fugim. Eu nu știu dacă e bine să fie oprit să moară familia mea dacă vă mint. Nu știu. Zici? Să moară ta. Bă, ia uite ce-i deasupra, să moară familia mea, ce este? Mă... Bă, nu mă spăga, Sărbani. Mâncața-ș pula ta, mâncața-ș pula ta. Știi cu ce mașină ești, Copcă? Mâncața-ș pula ta. Urcați odată în pula mea, urcați. Nu mă speria, mâncați-aș pula ta. Urcați, bă, vere, cine mi-a furat locul în față, mă, mâncava cu pula vostru, bă, vere. Urcați, cu avionul, mâncava și pula vostru, urcați. Bă, vere, tu nu vezi și avioane... Bă, moră, mă. Dă-te, mă, de acolo, mă. Stai, mă, bagă-te tu acolo. Uite, vezi? Dacă mai întârziem, suntem mierlă, vă spun. Mașina pleacă. Bă, luați-vă în brațe, Alexander, ia-te în brațe. Mamă, să mă rog, puternic, ți-am zis că e puternic, ești prost, data trebuie să știi. Oricum mai aveți nicio șansă să scăpați. Linus, se vede mașina asta, galben. Mai avem nicio șansă să scăpăm, Copcă, a? Ia uite, dar nu s-o teme mai acolo la fazan. Uite-l sus, păci. Bă, ce-mi plăcea fazanul ăla dacă nu... Jucam fazan pe bani. Bă, Copcă, vezi că tu șoptești. Nu te prea hudești de spate în delta. Băi, eu cred că cât suntem în nou, bă, trebuie să mă... Mamă, să moară familia mea, mamă, să moară familia mea, să moară familia mea, să moară familia mea, să moară familia mea! Maa, rămâneți aproape! Fugiți, mă, capa și pula voastră! Teorui, Tramanea, aproape de Imogen! Șerbane! Rămâneți aproape! Șerbane, să moară tata! Ramana, aproape de Imogen! Și să moară tata, Șerbane! Rămâneți aproape! Mamă, mă, capa și pula voastră! Avem... Mamă! Rămâneți aproape! Unde te grăbești? Nicăieri, domnul Borobel. Nicăieri? Bun. Ia-ți prietenii și veniți aici, față. Faceți o liri. Ca... Cine-ți sărbăle, păi? Dar parcă erați mai mulți. Eram. Cineva da schimb. Mai era un băiat, mai erau doi, dar au fugit domnul Boromir, n-ați fost atent. Cine erau aia care au fugit? Nu dau nume, Șerban și Pablito, domnul. Am înțeles. Și la ăștia la care nu dai nume Șerban și așa ai numărul lor? Adică nu l-ai, dar tu l-ai, nu? Chiar nu l-am. Aha, cineva l-are, dar nu l-are? E Pablito alu' Bobby? Da. Stai că vă dau eu. Prostule, dacă-ți fut ura, îți revine semnalul. A, da, fut-o-s prostul, bă. Mamă, Pablito, vină înapoi. Înțelegi că poți să dai ortopopic? Da. Dar înțeleg și că vă plac banii. Noi putem pleca, domnul Boromir? O mașină să rămână, să ne ia și pe noi. Ok.
Băi, diliule, bă. N-am vrut. Îl leg? Am sfără. Nu mă leg asta. Bă, cop că voi nu ții deloc la tine, mă. Vezi că dreapta ta e o chestie, că se numește centură. Folosește. Ulu! Bă, handicapatule, futu-s prostul, băti. Dă-te jos. Rămâneți aproape. Talexion Ultramane aproape de Imogen. Domnul Boromir? Vă place viața? Rămâneți aproape. Da, da, da. Dați-vă jos și băteți. Rare s-a rămas aproape de Imogen de 2 luni. Bă, uite, bă, ce ne forțezi, bă, să faci, bă. Domnul Boromir, domnul Boromir, vă rog, domnul Boromir, vă rog, domnul Boromir, vă rog. Bă, bă, ce faci? Mă alergă Boromir și cu ăștia și vor să mă omoare. Unde ești, bă? Băi, copcă, băi, copcă, băi. Domnul Boromir? E bine? Ce faci, tot opresc? Ce, domnul Boromir? Nu e bine nimic, domnul Boromir, că mă bateți, mă înjosi. Adică, patule, tu vrei să mă omori și tu zici mie că te bat? Sunt lovit. Sunt lovit. Sunt lovit. Păcate, era bandaj. Domnul Boromir, nu eu, domnul pisic. Domnul Boromir. Domnul Boromir. Au pasat pisica. Domnul Boromir. Domnul Boromir. Nu, iubire, nu pot mă rog, spune, mă frumos. Ai, te-a culat morcul ăsta. Pe ce faci? Nu mergi să-i căutăm toți? Păi eu sunt cu Boromir, nu știu ce fac. Am înțeles. Dă Pablito, sună-l tu pe Pablito, că e fratele tău. Stai că mă dau așa, că n-au bine acolo. Sună-l tu pe Pablito, că e fratele tău, vezi dacă răspunde ție și merge noi după el, dar nu ne răspunde nici mie, nici lui Zahăr. Tăi singură, tăi singură, tăi singură, că a scăpat, a scăpat, a scăpat. Salut, băieți. Era, aici n-avea semnal acolo, aici avea semnal. Aici avea semnal, aici avea semnal. N-am știut ce se întâmplă, de-aia am venit. Rămâneți aproape. Vili Ramane aproape de Imogen. Rămâneți aproape. Concuz Ramane aproape de Imogen. Alo, da? Tu chiar că nu te mai recuperezi, unde ești? Bă, zic rece sau cald, domnul Boromir? Să vezi ce rece o să fii tu, handicapatule, dacă te prinzi, unde ești? Rece, gheață. Doamne, futu-s prostul, bă, călduț? Cald? Călduț? Cald. Unde ești, bă, handicapatule? Rece. Doamne, futu-s prostul, bă, să vezi ce rece te las eu pe tine.
E rece, domnul Boromir. Ca băta, unde ești? Băiatul cu taxi. Dă-i. De că te plătesc multe. Mărechete, spre iubirele tău. Rămâneți aproape. Te plătesc, dă-i. Te plătesc cu multe. Te plătesc. Rămâneți aproape. Putu-ți gura, mătii, zahăr. Georgian Covei, rămâne aproape de imogen. Dă-i, tată, dă-i, de că te plătesc, dă-i. Clientul meu, stăpânul meu. Ai făcut vreodată 50.000? Am mai făcut, domnule, dar am pierdut pe toți. Bun, da, dă-i, că păi să nu mai pierzi, dă-i. Apropo, vezi că aia dacă te oprești, te omoară și pe tine. Ce? Serios? Domnul, ce probleme m-ai băgat? Cine sunt domnul? Oprește-te, copcă, n-ai unde să fugi, copcă! Nu l-a ascultat copcă, nu știu cine e. Bă, oprește-te, bă, taxiul ăsta, moară familia mea, te aruc în gândă. Aolea, domne. Fugi, tată, fugi. Oprește! Bă. Băi! Fugi, bă! Aoleu! Mă, să moară familia mea. Să moară familia mea. La cu taxiul s-a dus în pulă. S-a dus în pulă la cu taxiul. Mă! Du-te la margine. La margine am zis. Mă sună Șerban, domnul ăla care a fugit. Nu mă interesează, tu mergi la margine acolo. Nu, vă rog. A zis, domnul Boromir, nu-i faceți așa ceva. Rămâneți aproape. Cercelion Ultramane, aproape de Imogen. Rămâneți aproape. Andra Ramane, aproape de Imogen. Rămâneți aproape. Vă rugăm, domnul Boromir. A rămas aproape de Imogen de 2 luni. Vă zic să taci, bă. Rămâneți aproape. Manuel Stoian Ramane, aproape de Imogen. Așa, cu fratele tău acolo, trece acolo. Bă, nu. Vrea cineva să alăture? Ăsta cred că s-o pune să roage, ok. Băi! Ță! Ziar cu picioare. Domnul, că mă trăiește diavolul. Domnul Boromir, trăiește ăla. Trăiește? Fugi, bă! Mă! Uai, pula cum nu... Dați o bombă din aia în gură, stați-o în gură, domnul Boromir. Auzi-l, bă. Treci, bă, și tu lângă el. Glumit, domn Bormi. Treci, bă, lângă el, auzi? Prost ești, bă, cât de prost ești. Mai are cineva păreri? Nu. Du-te, bă, pula mea. Du-te. Bă, cat! Dă-te. Nu! Bă! Cat, domnul Bormi. Domnul Boromir. Ascultați-mă puțin. Domnul Boromir, trebuie să înțelegeți că sunt o viață și viața e importantă. Nu trebuie să mă ucideți pentru că orice viață este importantă, domnul Boromir. Orice viață este... Nu trage, știu că vreți să trageți acum. Tu vorbești mie de orice viață importantă și tu l-ai dărâmat pe ăla de pe schelă, tu ești handicapat, tu mie vorbești despre viață? Pe cine, domnul...
M-a trădat, domnul. E pe ăla de jos. Uite, trebuie mai aproape să te uiți. M-a trădat. Te-a trădat? Cu ce? A vrut să mă moare, zi, bă. Încerc scuze de către rup, dacă îmi permiteți să... Bă, treci, bă! Nu, bă. Nu, bă. Fugi, nu știu care ești, fugi. Ce se întâmplă? Bine, puc. Fugi, mâncați și pula ta, nu știu cine ești, de unde ești. Dă-i drifturi. Fugi. Deci, domnul, mă mânea ceva? Alo, da? Opriște muzică. Morții, mătii, să-ți put. Bă, taci-mi pula mea, că nu știu ce se întâmplă, coaie. Ce se întâmplă? Acești oameni ăia, domnul. Nu vrei să știi, dă-i că acum ai și tu probleme. Da, rămâneți aproape. Ascultă-mă, cu Șerban rămânem fără benzină la avion și nu mai putem să stăm în aer. Mediți de probleme. Veniți să mă luați, vă rog eu de toată inima, veniți să mă luați. Da, veniți să mă luați, domnul. Dă locație. Veniți voi de unde să mă luați, că mă arăt ăștia să mă luați familia mea, vă rog eu. Păi dă locație, de unde morții tăi n-auzi că nu stăm în aer. Păi m-a luat unii cu mașina, nu știu cine să stăm în aer. Nu, du-te la un helipad, băiatul, du-te la un helipad. Dar urgent. Du-te repede, urgent. I'm coming in body. În buric, am scame în buric. În buric, miroase-mi dacă vrei.